Nu faci față tentațiilor și teancul din buzunar se subțiază rău gagici perverse, dau pentru bani din fese, în timp ce arabii salivează pe lângă mese. Deci aseară am avut spectacol la aseară, ăsta se dă luni, ok, da. joi am avut spectacol la Ploiești. Și bineînțeles că n-au fost mulți oameni, că eu nu am... Câți au fost? Aveți de luni? I'm a shower, I'm not a drawer. Eu nu aduc oameni, not a drawer. Și au fost, nu știu, 60, 70, cam așa maxim. Și... Da, acolo e ok, adică e... Da, nu e, nu, acolo e ok, arată decent. Și cine... Hei, Părcălane! Sorin! Ți-am zis că vine repede. Și a fost foarte simpatic Adrian. Adi salut, este... Sorin. Hai, Sorin, vino cu ace. Adi e șeful, patronul, the owner, da. The CEO de da. La Shamrock. Și povestea, mi s-a părut foarte drăguț, era un copil, un băiat care are un an jumate și a făcut... Un an jumate a făcut? Are un an jumate, da, 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 știu. Și a făcut prima febră mai mare, cum ar veni. Da. Și începuse așa să delireze și i-au dat prima dată Panadol Baby. Și Panadol Baby are un gust foarte bun. De asta e făcut, ca să-l ia copiii. Că i-au dat și a luat-o și a fost wow, tati! Serios? Da, bă. Bă, dar așa mi-e stăt că wow, tati, incredibil. Ai ținut chestia asta de mine? Eu sunt foarte curios când o să ne înjure Eva. Noi când mai bem cola, zicem că este cafea. Da. Și ea nu bea, ea crede că este cafea. Oare când o să-și dea seama? Ea acum trăiește cu impresia că ăla este cafea. Nu știu, dar în ziua aia cred că o să o găsești leșinată. Da, nu leșinată, o să fie... Să fie în comă deja, cu 30 de sticle goale. Acolo, da. M-ați mințit. Da, și scris așa cu da. Rujul pe cu frate, m-ați cu cola. Scris cu cola, frate, m-ați mințit. N-ai ce să fac. Trebuie, mă, trebuie să-ți minți copiii, n-ai cum, trebuie. Asta, eu nu asta cred. Că trebuie să-ți minți copiii? Da. Când o să te oprești, dar voi beți când o să te oprești din, cu adidașii? Așa? Lasă-mă, mă. Disc, da. Da? Bă, nu mă opresc. Câte, nu pot să mă opresc. Câte perechi ai? Nu știu și nici nu vreau să zic, pentru că după aia aflu oamenii ce am în casă și vor să mă jefuiască. Deci exagerat de multe, e clar. Nu, mă, nu pot să mă opresc pentru că... Ba, dau de niște perechi care îmi plac foarte mult și mă chinui o vreme să mă convinc că nu le vreau și după aia îmi dau seama că le vreau și le iau, care sunt mai scumpe. Și după aia mi se întâmplă să mai intru pe site-uri la reduceri și să găsesc niște perechi mai așa și așa, dacă sunt la un preț foarte mic și atunci mi se pare păcat să nu le iau. Și deci tot timpul... Da. Deci nu știu ce să fac. Trebuie doar să nu mai intri pe alea. Asta e singura variantă, să nu te mai uiți. Mă și vânează internetul acum că mă știe că am intrat pe site-urile alea. Aoleu, da. Bă, cât de oribil e că dacă intri... Eu nu mai văd altceva. Da, mă. E nașpa marketingul ăsta cum s-a închis de dacă cauți un produs, ăla-l vezi tot timpul. Mi-e altceva mi se pare dubios. De foarte multe ori când cumperi un produs, după aia numai pe ăla vezi tot timpul și... Da, și deja l-ai cumpărat. Și gata. Da, ai. Bă, am cumpărat. Ai, da. Ai. Da. Eu am dat, acum mi-am cumpărat un soundbar și mi-a părea tot soundbar-ul ăla că îl căutasem așa. Foarte mult. Și am dat că să închid, să nu mi-a mai apare aia, bună. Hello. Să nu mai apare aia și aveam opțiune, nu mai apare că nu mă interesează da, produsul. Da, asta numai pe Facebook. Mi-am cumpărat. Pe YouTube, pe reclama Google, de la Google AdWords. De la Google Ads. Da? Da. Există chestia asta? Să zic, da. Băgat, I'm good? Da, da, da. Și nu-ți mai dă produsul ăla, nu mai dă produsul. I'm good, Google. Da, mă. Stai dubios. Că... Să te verifice dacă tu chiar ai. Da, mă. Deci nu știu, asta o să-mi trac la un moment dat, că m-am mai luat și cu motociclismul, nu m-a luat și m-a lăsat brusc. Da. O să mă las. Este puțin black chestia asta sau și albi au un aceeași... Adică știu dacă că negri... Dacă e o chestie care ține de negri? Da. Păi zic că știu... Nu, cred că nu, dar să adică e nu prea e, nu prea e albă chestia cu... Ba da. Cu ăștia, cu încălțările și cu... Ba da. Zău? Ba da, ba da, e un fenomen internațional, sunt oameni nebuniți în toată Europa, în Asia e nebunie, da. Japonia e faie de cap, e demență ce e. Am văzut în România, mă, pe grupul ăla de sunt și eu, pe un ce grup din ăsta. Ce acolo? M-a băgat eu. Ca să nu mă simt singur, știi? M-a băgat...
Da, Teo, n-am văzut că vrea să-mi iau o pereche de Adidas și el speră să mă mumesc, știi? Uite, iau ăștia, te bag pe grupul ăsta, îți mai iei și tu, că mai am început și eu să-mi iau. Vorbește și tu mai rar așa și mai... Mai ascultă oamenii un pic. Cum adică? Așa, uite așa, cum vorbești acum. Că ești foarte, foarte agitat, ești ca o veveriță pe cocaină. Hmm? Și cu părul ăsta am dormit la prânz. Da, mă, l-am băgat pe Alex pe grupul ăla, Sneaker, Sneaker Market România, shout-out. Am făcut reclamă. L-am băgat ca să nu mă simt singur, știi? Uneori mai stau noaptea târziu pe grup așa și mai arată acolo cine mai e pe grupul ăla, e și Alex. Și zic, da, uite, nu stau. Vorbiți voi așa? Nu, Doamne ferește. Păi stai așa, și ce face Sneaker cum? Sneaker Market România. Așa, și ce faci acolo? Bă, se mai discută lucruri și se vând și se cumpără. Aha. Dar nu e o chestie foarte neagră. Adică, nu e o chestie foarte ce neagră. Ce se poate discuta? Serios acum? Nu, dar nu, dar despre orice subiect, mă, tu crezi că nu există un... A, nu mă gândeam că doar despre ăștia păi vorbiți. Doar despre Sneaker se vorbește, da. Dar tu crezi ce-am că mai apărut? Undeva un grup de șaibeși biulițe unde oamenii discută fascinați ultimele... Sunt convins că nu. Sunt convins că nu există. Șaibeși și biulițe. Șaibeși și biulițe, da, da, da. Care se războiesc cu grupul de șurubari și cuie. Nu cred. Hai să facem șaibeși și biulițe așa, pe Facebook. Ce-a mai apărut? Cine are... Ce se mai lansează? Ce asta? Ce am intrat în tombolă la... De asta cred că am povestit, că m-am băgat și eu în tombolă când a apărut Easy, ultimul model de Easy, care nu se vinde decât... E făcut de Kanye West și nu mi-au plăcut deloc. Până a apărut acum ultimul model, care e all black, și ăla mi-a plăcut. Și am vrut și eu să-mi cumpăr la un preț mai rezonabil, că se găsesc de vânzare... Resell, adică cumpărați vânduți așa, se găsesc între 500 și 800 de euro pereche, așa, e un pic cam serios. Da. Și când apar în magazine, se vând numai pe bază de tombolă, deci nu se vând la liber. Trebuie înscrii și se face o extrage și dacă te-au extras, poți să-ți cumperi, dacă nu... Și e ca la Ferrari, trebuie să demonstrezi că ai mai avut Easy la un moment dat în viața asta. Și dar bă, dar ăla, până la urmă, stai puțin, ăla este mit? Ce? Eu cred că e mit cu Ferrari, toată lumea știe chestia asta. Sunt anumite modele la care da, fac asta. Da? Nu la orice Ferrari, dar sunt niște modele de-astea pe care le fac în serie super limitată, de-astea cum era Enzo și așa, nu știu ce, pe care le vindeau numai la un grup select de clienți, nu dau oricâți bani aveai, nu ți-l vindeau. Că era vorba că nu poți să iei Ferrari dacă nu mai e unul, nu, okay, nu, cum nu, ți le-i pe ăla? Adică... Nu, modelele ieftine ți le vând, adică alea mai ieftine, da. Alea serie limitată se vând numai... Da, sau așa, ce... Și m-am înscris în tombolă și m-am dus acolo. M-am simțit foarte de căcat pentru că aveam vârsta adunată a unor grupuri de câte 3-4 oameni care erau pe acolo la extragere, erau copii pe acolo. Și după ce că m-am simțit ca un căcat bătrân și uscat în soare pe lângă copiii ăia, m-am simțit și super depășit de situație pentru că ea își înscriseseră câte 20-30 de prieteni. Și stăteau cu lista pe telefon când se extragea să vadă dacă e în lista lor de prieteni pe care îi trimiseseră să se înscrie în tombolă. Oh my God. Și eu nu reușesem să o conving decât pe Melinda să se ducă să se înscrie, că eu n-am înscrisem, și ea întâmplător era cu un prieten de-al nostru acolo și s-a înscris și ăla. Deci eu aveam două bilete în tombolă și aveau câte 30-40. Și m-am ofticat că unul lângă mine a luat vreo 3 sau 4 perechi și eu nu. Eu le-aș fi bătut afară și le-aș fi furat. Păi nu, că nu le luau atunci. Trebuia să te duci a doua zi. A, da-aia, probabil. Și înainte să deschidă mall-ul. Trebuia să te duci la 9 dimineața. Serios? Da, înainte să deschidă mall-ul. Da. Mamă, dacă știam în dimineața aia câți bani făceam. Da. Melinda, ai văzut ce a zis, că de-aia ți-e spune ție românul? Că uite, vezi, niște țigani s-ar fi gândit cum să și ia toți prietenii să se înscrie mai multe, o să ia pe toți. Te-ai gândit direct să dai în cap. Direct, mă duceam la mult și dădeam în cap. Tu n-ai fost la mine la blog. Și ce făceai? Nici măcar nu-i luai cu cutii, încălțai pereche peste pereche. Da, zis, 41, ok. 42, dă-i, 43, dă-i. Și ăștia sunt Nike? Nu, ăștia sunt Puma. Bam, știu și eu că sunt Puma. Dar ți-am zis, acolo cu Easy chiar m-am ofticat pentru că a fost prima oară când mi-am dat o pereche de Easy, care nu sunt foarte ieftine nici aia, dar se vând la un preț absolut rezonabil în comparație cu cum se vând după aia. Sunt 10 milioane în magazin. Și după aia prețul rezonabil e 10 milioane. Prețul rezonabil e 10 milioane și după aia automat se vând cu 20 de milioane și prin afară, că m-am uitat să văd, hai mă, poate găsesc până afară pe vreun site mai ieftin decât 20 de milioane.
600, 800, 900 de euro. Și cum, ăștia cum se numesc? Păi, am mai făcut foarte curios. Easy Black sau cum ai zis? Easy sunt Bread. Caută Easy să vezi că sunt cei mai urâți Adidas pe care ai văzut în viața ta. Nu, și ăștia... caută Easy Black să vezi că sunt tot ăia, dar i-ai suporta în picioarele tale. 350 e mai comestibil. El alți cu strap pe deasupra sunt, ăia sunt infecți din punctul meu de vedere, nu știu. Aia negri am văzut, după ce mi-ai zis tu faza asta, m-am uitat și eu, într-adevăr. Dar cum arată... se scrie Easy? Y-E-S-Y. Oh, țăranul, a venit țăranul, cum? Nu știi de canie. Y-E-E. Uite, Easy, ai scris Y și te-a dat Easy Boost, 350 Black. A scris Y și a dat... Eu cred că Google ne mai și ascultă, mă. Și ziceți că ăsta este de shit acum? Aia, nu sunt ăștia, mă. Acum. E o manie. E o... Adică o manie. A, nu? Ăștia sunt, da. Eu mă referam la ăia înainte. Ăștia sunt, sunt ăia pe care îi vezi la toți, toți în picioare, ăia pe care îi vezi la toți în picioare, dar sunt roz și vernil și cumpărați din Europa? Da, am găsit. Deci asta e faza, că nu mai poți să-ți mai iei din ăștia, pentru că are toată lumea. Deci în big au din ăștia toate culorile posibile. Da, da. Păi așa că... dai seama că sunt falși. Da, da. Păi... eu am văzut, e un magazin lângă Obor, se numește Him Collection, unde au jumate de vitrină sunt numai copii de Easy în numai tot copii. Curcubeu. Da, 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 da. Caută-i pe aia înainte. Nu mai caut. Oribil, da. Și asta e, am bă, faza dubioasă e că mi-am tot luat ăștia de vară și bă, trebuie să aștept să mai dea căldura, că nu poți să-i porti iarna. Că-s mai subțire așa și te trage curentul la... Zine Claudiu de specialul tău de căcat. Da. Păi ce să zic, uite că e și Sorin Purcalab aici. Purcalab? E Sorin... El e Prodcălab sau producător. Prodcălab. Prodcălab. Sorin Prodcălab. Exact. Producător alab. Prodcălab. Mamă, dar de ce tu ești așa sfârșit, Sorin? Băi, țărane, coclit. A, ești sfârșit? Ok. În ăsta lui, nu? Da, mă, deci am filmat miercuri, două show-uri. Și la primul show a fost publicul foarte mișto. A avut energie foarte frumoasă și a mers cu mine și m-a ajutat. Au fost miloși. Da, au fost miloși. Pentru că am dat foarte prost la primul show. Cel puțin prima jumătate din primul show am dat foarte prost. Și după aia de la jumate încolo m-am mai dezmorțit, dar era prea târziu. Și așa că m-am bazat pe al doilea show mai mult și la al doilea show am venit cu mai multă energie și cu mai mult make it or break it. Dar oamenii n-au mai fost atât de... expansiv. Nu știu unde. Show. Tu ai fost la show. Eu am fost la... La al doilea au fost super explosiv de la început, deci m-am dus până jos. Nici eu nu înțeleg. Să-mi comand ceva de mâncare. Nu înțeleg cum a fost primul, dacă nu au fost. Asta e faza. Nu au fost deloc. Da? Da, se nașpa, deci la al doilea auzeam de jos râset și aplauze. Deci când am urcat înapoi și am văzut că ai zis ceva care știam că e doar râs și au râs totuși bine, eu ziceam Melinde că era acolo, mă râd, nu vine să crece bine, bă, mă bucur, era, s-ar putea a fost să mă foarte fi... bine, a fost s-ar... foarte bine. S-ar putea fața să mă, da mă, aia te fură. Pentru că în față dacă... erau două mese da. Mai aia, pioștite și mi s-a părut că nu prea s-a reacționat. Păi știu, că mie mi s-a... adică cum, de unde eram în spate și cum s-au zis, mi s-a părut super da. Tare, adică okay. Asta nu. Păi atunci e bine. Da. Foarte bine. Da, și ce deci tare. Asta e, azi am fost cu Sorin care este la primul lui job de... producător executiv al unui special și cu Dragoș o metiță care regizor și cu care am filmat intro, că o să am un intro foarte, mie îmi place foarte mult o să fie și am filmat și pentru un teaser și așa o să fie. Deci în principiu acum mie mi-e și frică să zic date și astea, că dracu știe ce se întâmplă, dar în principiu pe 1 aprilie ar trebui să... Ce drăguț. Da. Și cât o să coste ca să ne uităm noi? Bă, o să fie... Dacă ai fi să pui un preț. Orice preț să... Să zici tu, că ai uite, bă, eu zic cum, adică bazându-mă pe, adică am așa criterii, ca material, cum e filmat și așa, eu zic că ar merita... Să dea fiecare om, dacă vrea da. Să... Doi zici euro. Tu, cât? 2 euro. Cam un prea card puțin, mă, 5 euro. Nu, 2 euro. 3.
Nu, fii atent. Eu nu mă refer acum, adică nu pot să judec chestia asta în vid, așa să zic, chestia asta meritată. Eu îți spun că în România, dacă ar fi să cer bani pe chestia asta, nu aș putea să cer mai mult de 2 euro. Eu nu, sumă oarecum rotundă, cam 10 lei. Eu nu cred că dacă între 2 și 5 euro să pierd oameni. Eu cred că pierd doar între 0 și orice. Nu, să pierd. Nu, și între 2 și 5. Da. Bă, da? 5 lei sunt deja aproape 25 de lei. 2 euro sunt mai puțin de 10 lei. E o diferență. Okay. E un pachet de țigări între ele, știi? Mie mi se pare că 3 euro e măcar... Dar nu știu, știi care e problema cu, da, cu 2 corect. Euro? Sună a... Doi bani. A, nu, sună a donații. 2 euro. Sună a inundații și cancer. Da. Moca, perfect. Da, eu ți-am zis, eu așa aș vedea, și ca sumă de cerut în România pe așa ceva, 2 euro aș vedea-o eu așa. Dar, bă, eu cred că suntem mult prea departe ca disponibilitatea oamenilor să dea bani și ca soluții tehnice ca să îl consume, să implementezi. Și în al treilea rând, bă, torenți. Adică orice platformă. Ce-ar fi să dai la Netflix România? Nu există Netflix România. Nu există Netflix în România? Eu știam că există. Cum, nu există? Adică... Netflix... Că... Nu există producție și România. Nu, adică se dau niște programe în România. Eu sunt convins că biroul Netflix în România e un băiat. Pur și simplu, ca un zis să aibă un băiat în România. Dar ei nu... Ei nu cumpără... Eu am văzut pe Netflix America, am văzut, cred că, sub 2% conținut cumpărat din Anglia sau din alte țări sau așa. Am înțeles. E... Tu ai Netflix America? Da, eu stau pe Netflix America. Da, nu e cine știe ce. Adică e mișto că e tot conținut. Adică nu există lucruri care să n-apară acolo și să apară... Bine, s-ar putea pe piețe mai mari gen Anglia sau Germania sau așa să mai aibă niște producții locale, că e piața mare. Da. Dar în general, chestiile astea globale apar întâi pe Netflix US. Dar ți-am zis, nu, m-am gândit la chestia asta, dar numai că nu sunt convins că nu suntem deloc pe radarul lor. Și oricum, și dacă ar fi să facă... Le-aș da pe gratis. Cred că Netflix... Le-aș da o sumă modică ca să... 2 euro. 2 euro aș da la Netflix. Cred că Netflix ar vrea să producă el. Nu, Netflix nu produce. Cum, alea ce văd eu pe Netflix nu-s produse de Netflix? Sunt cumpărate... de ei, adică sunt produse pentru Netflix, dar Netflix nu produce, cumpără producții. Da, dar zic că ei duc echipă de producție și fac chestia asta. Nu, se fac o casă de producție. Tu dacă ești Bill Burr, nu ești Bill Burr. Am înțeles. Îți iei o casă de producție, faci și... Azi m-am uitat la Bill Burr până la sfârșit. La ce la Bill Burr? La ăsta, că nu-l văzusem, îl văzusem jumate. La Walk Your Way Out? Așa, da, ăsta. Am înțeles ce ai zis tu când ai zis că l-ai întrebat pe Bill Burr în ce moment ce a dat seama că nu trebuia să facă la Nashville. Ai văzut, mă, că nu e mergea, nu era pomidor. Da, am zis două, trei chestii vis-a-vis de Nashville. Da. Bă, nu. Eu dar nu mi-a plăcut, mi s-a părut Sorin în perioada aia când era supărat doar. Așa mi s-a părut materialul, lasă ce aici. Nu e adevărat. Mi s-a părut că era supărat pe chestii. E un compliment, Sorin, să știi. Hitler. Nu s-a aici. Nu poți să știi dacă e un compliment, că să zici un om foarte șmecher când o dă prost, o dă ca tine. Dar nu că a dat-o prost, da, se părea genul de material. Stai, mă, poți, ai zis că vorbești prea mult. Lasă omul să te... Vorbim unii peste alții, zici că suntem la orgie cu canguri. Deci te rog eu mult. Orgie cu canguri? Orgie cu canguri? Deci, el a zis că Bill Burr a dat-o ca Sorin. Da, a zis de Bill Burr când a dat-o prost că a dat-o ca Sorin, dar după aia a zis că a dat-o Bill Burr prost ca Sorin când o dădea prost. Deci nu poți să știi dacă e... Mi-am zis când o dădea prost, e complimentul lui Schrödinger. Supărat. E și un compliment și un insult în același timp. Am zis când era supărat pe chestii și era înverșunat, nu că era prost. Bă, eu m-am uitat la... Pentru că vreau să termin discuția asta. Așa. Alex, ascultă-mă. M-am uitat la specialul Trevor Noah. De-abia aștept să mă uit, îmi place de mor. Dacă îmi zici vai. Că îți place Trevor Noah? Mamă, știi ce-mi place Trevor Noah la stand-up? Vai de capul meu. Bă, aproape la fel de mult. Eu să-mi permit așa, să-l comentez pe Trevor Noah, pentru că mi se pare că am dreptul. Așa. Indiferent ce fac eu, să-l comentez pe Trevor Noah, pentru că el este mult prea sus în showbiz. Go ahead. Ca să n-am eu dreptul să-l mănânc de cur. Corect? Foarte bun principiu. Nu? Dudeauna. N-ai voie să mănânci de cur cine-i pe în jurul tău în showbiz. Da. Dar acum ar fi să n-aibă voie Cristi Minculescu să se pișe pe Mick Jagger. Normal că te piși pe Mick Jagger. Normal. Poți să-i ciorcezi pe Mick Jagger. Deci Trevor Noah mi s-a părut ca și prezentare.
Deci ca și delivery, excepțional că e. Iar ca material, mediocru. Deci este material mediocru, care este îmbunătățit de faptul că joacă, tot specialul e numai personaje, accente, voci, tot, tot. Deci face de ruși, de africani, da, de negri, de englezi, de francezi, de, deci cred că are 15 accente pe care le face în tot specialul și toate sunt numai scene de-astea, dialoguri între personajul ăla și personajul ăla și tot așa. Deci tot e făcut per așa. Total, per adică total m-a lăsat. Per total. Per total. Era per total. Per total Melinda a zis că e mediocru. Deci dacă Melinda a zis că e mediocru... Bă, dacă nu-i material, mi-a plăcut foarte mult materialul lui, specialul ăla cu, cum se cheamă? Acolo African... avea... American? Nu African-American. Cum se cheamă, mă? Nu am văzut special. Am văzut doar așa, pe sărite, că nu m-a ținut. Ăla, să știi că avea niște... Ăla mi-a plăcut și mie. În ăla avea niște gânduri și niște direcții. Da. Și ăsta. Ăsta este tot, uite cum o ard rușii, ia uite cum fac africanii, uite cum Obama vorbește cu Nelson Mandela, dar acum uite de ce sună francezii sexy, dar uite englezii cum vorbesc, dar, adică ăsta e tot special. Foarte daily show așa, foarte comentat chestii ce se întâmplă prin lume. Da, așa frumos. Te ajută. Da. Este, frate. Și are un, bă, ăla... are un curs super interesant. Bă, unde super interesant. N-am vrut să mă opresc după super. Să mai pun un cuvânt după super. Numai mie că de ce e un pic super interesant? Pentru că este un bărbat care are cur de negresă. Are un cur foarte mare, înțelegi? Și e interesant cum pică curul ăla pe un bărbat care nu e gras, dar are exact cum e o negresă, știi? Slim așa și cu un dita mai badonkadonk în spate, știi? Băi, și se îmbracă și super bine. Da? Acum ca să intru și eu. Așa că e la costum tot timpul și... Nu e la, în ăsta nu e la costum, e nu e la costum? La special are geacă de obicei. Da, mă, așa e, la special are geacă. Mi-am adus aminte și la celălalt că avea. O avea geacă lui de special. Dar bitul ăla cu mall-ul unde le-au pus elevator, să știți? Cu un mall din Africa de nu știu unde, unde le-au pus scări rulante și toți ăștia de la școală își duceau copiii să se plimbe cu scările rulante, că era singurul din peste tot și nu aveau și făcea el cum sunt copiii, se urcau și elevators! Băi, era o fericire. E amuzant cum face accentul ăla de african, că e amuzant cum sună accentul său și îl face foarte bine, că n-a trăit acolo. Dar ți-ai înțeles, e numai accente și... ce, și personaje, nu? Accente și personaje. Da, alea, cu... când s-a dus el în Anglia cu avionul, cu Great Britain, care avea gânduri mișto. Are o bucată interesantă. Cu cuceritul, știi? Da. Ce zic? Că știi bitul? Are bucata asta în ăsta. Are o bucată interesantă în care povestește dialogul dintre primul colonizator britanic care ajunge în India și un indian de acolo. Aia, da. Dar îl avea deja bitul ăsta, nu e în... E în ăsta, e bucata asta, e în ăsta, okay. Când vorbește primul colonizator britanic cu un indian și încearcă să explice că gata, că ei acum sunt parte din Imperiul Britanic și așa. Flag. Da, da, gen da. Flag al lui Wizard. Dar aia e mișto, aia e amuzant așa. Da. Smart. Bă, e, ți-ai zis, mi s-a părut... Și îmi permis să zic orice ți-ai zis despre Trevor, bă, nu? Da. Mi s-a părut mediocru, adică la nivelul ăla, în momentul în care ești în zona aia de show făcut într-o sală de vreo 2000 de oameni în New York, ești la daily show, adică ești la un anumit nivel, da? La nivelul ăla să ai substanța show-ului atât de subțire, e o problemă, știi? Că e n-are substanță. E mișto, e entertaining, e cu voci, cu personaje, cu ce, dar bă... E nici nu e de parcă... El, când ai aflat de el și prima chestie pe care l-ai văzut cu el, era oarecum, avea un pic de substanță, că vorbea el de apartheid, de negri, de, știi? Bine, avea chestia aia cu când s-a dus el să comande în germană. Da. Care era pe voci pe aia, când suna la Hitler. Aia era într-adevăr pe voci pe personaj, da, nu știu. Dar ți-am zis, mă așteptam la mai multă substanță. A fost mai mult, ți-am zis, impressions. Dar poate că ți-a părut și pentru că pe vremuri era avent oarecum de nicăieri și după aia direct la Daily Show și acum e... Ai poate intrat în entertainment mai mult. Bă, mă așteptam într-un fel la mai mult. Entertainment. A intrat în entertainment. Așa. Bă,
mi se pare mai slab, deci mai subțire decât fostele showrunner. Da, da. Parcă mă așteptam să-mi rupă, că nici nu știam că apare. Că apropo, acum... Mi se pare mai slab și mai subțire decât fostele. Da, da. Se pare mai subțire decât fostele, da. Da, acum îți dai seama că acum sunt unele pe care le aștept, că scoate acum în curând Mike Birbiglia show și pe 4 aprilie lui CK pe Netflix. Nu știam. Oh my God. Mie Mike Birbiglia ăla nu mi-a plăcut. Ăla, da, care v-a plăcut zic, vouă tuturor. Nu știu să zic, o să te sună lui CK, că tu o timpul la mine a dat când... Dar să știi că dacă vorbești de acolo și vorbești și încet, pe bine nu vorbești. Nu, am zis că am zis că o să te sună lui CK, și să zic că... Du-te dracu, ai dat-o pe-ntâi și ai stricat piața. Da, 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 și eu mă gândeam că, bă, nu știu, eu o dau pe-ntâi, el pe patru, nu știu dacă nu cumva ne canibalizăm piețele. Ne canibalizăm! Și tare abia aștept, că toată lumea mi-a zis și tu mi-ai zis de ăla că e super tare și cea și Sergiu că a fost la lui CK că e extraordinar de bun. Este extraordinar ce memorie proastă. Mie acum nu mai am aminte nimic de show-ul ăla. Ce da, tare că să-l vezi aștept. Și o să te da, bucur da, de el. Da, asta e partea proastă, că atunci când îl văd îmi aduc aminte. Aminte. Eu mi-am dat seama, când mi-am dat seama că am memoria foarte proastă, m-am gândit că pot să recitesc foarte multe cărți. Bă, da, și nu, din două, trei pagini brusc mi-au aminte. Cu filmele fac la fel. Eu uit ce se întâmplă în film și dacă mă uit mi-aduc aminte. Da. Dar cu special-uri pot să mă uit. M-am uitat de mai multe ori la special. Băi, știi la ce ne-am uitat acum și ne-am dat seama? M-am uitat cu mine acum de vreo săptămână, cred că numai la asta ne uităm la It's Always Sunny in Philadelphia. Așa. Ăla este un show la care poți să te reuiți de foarte multe ori. Eu nu știu show-ul. Tu n-ai așa văzut It's Always Sunny in Philadelphia? De când n-am mai avut tonul ăsta? Tu n-ai văzut It's Always Sunny in Philadelphia? Da, acum 10 minute. Este unul dintre cele mai bune sitcom-uri făcute vreodată. Pentru că este atât de deosebit. Deci este It's Always Sunny in Philadelphia e ca niciun alt sitcom pe care l-ai văzut vreodată. Ok, ok. Am temă. Foarte, o să-mi notez. E foarte mișto să te reuiți la el pentru că este atât de random. Deci fiecare episod are o poveste atât de idiotă. Dar de când este el? Ba, acum, anul ăsta fac al 12-lea sezon, dar a luat pauză câțiva ani de zile, a fost în pauză câțiva ani de zile, e de prin 2000 și un pic i-au dat drumul. Dar primul sezon, dacă nu te prinde primul sezon, nu te stresa că serialul începe în sezonul 2 când vine Danny DeVito. În sezonul 2 apare Danny DeVito și de acolo decolează și merge pe toate pistoanele, deci e ceva... Și este singurul sitcom care este... cu antieroi, adică sunt toți aia 4-5 cât e gașca lor, sunt cei mai oribili oameni care există. Deci n-au pic de rețineri, de morală, de nimic, fac tot ce poate fi greșit și scene super scârboase și da, clar, totul clar e super scârboase și totul e super scârbos. De la tot ce poți închipui mai mizerabil în existența umană e în It's Always Sunny in Philadelphia, înțelegi? La un episod în care au o problemă că e un homeless că și-o tot ia la labă pe dumpsterul lor de la bar. Într-un episod încearcă să rezolve misterul faptului că două personaje dorm împreună în aceeași pat, locuiesc în aceeași casă și dorm în aceeași pat și tot găsesc un căcat între ei și se ceartă cine se cacă în pat. Tot episodul, dar e făcut ca un crime din ăla, că mystery de la, cu cine se cacă în pat. Și da, deci înțelegi, eu numai cu burături, cu ăsta Charlie e un băiat care trage tot timpul, trage prenadez, mănâncă numai mâncare de pisici ca să-i se facă rău, să adoarmă, că miorile e prea multe pisici în fața blocului lui. Deci este, băi, crede-mă, nu există lucru greșit care să nu fie nițul lui Sunny Philadelphia. Și la fel cum... Da, a avut succes? Sau... Băi, merge, da? Dovadă că acum a luat da, 12 sezoane, da. Și în al 12-lea s-a reluat acum. Ca a zis unul foarte mișto într-o recenzie din asta la It's Always Sunny, zicea că e ușor să faci comedie din antieroi, e foarte greu să o susții, e foarte greu să faci oamenii să le da, să le pese și să meargă cu niște persoane care ți-ai sunt minus bottom minus, adică nu există oameni mai nenorociți decât aia. Este foarte, foarte tare serialul, foarte tare. Dar zi mai tare, Sorin. Vreau să ridic această problemă. Ridic-o. Cine se cacă în pat? Nu. Unul dormea cu pantaloni pe el, unul dormea în chiloți și cu halat și tocmai asta e dacă l-a fost bănuit primul, că, pentru că putea să se cace în chiloți, să-i scape căcatul din chiloți și tot așa. Mamă, ce scrie. După aia investigează, el sunt alți doi tipi care stau să-i păzească toată noaptea cu o lanternă, să vadă cine se cacă și ia somnul, se culcă și după aia apare din nou căcatul și acum sunt și ei sus pe să se cacă. Băi, crede-mă, este... Ce drăguț.
Am reușit. Lasă urme cumva, că nu poți să o dai chiar atât. Bă, îți dai seama că nu e chiar realist. Arată un căcat ăla de plastic așa, adică nu e o, nu e o baligă scursă. Incredibil, mi-am luat azi pantaloni ăștia și i-am și stricat. Păi, dar cred că cu niște... Da. Nu, dar chiar i-am... Se pot face analize la căcat? Oh, da. Dacă, dacă este al tău... E o fază foarte tare că se duc în spital așa, să convingă un doctor să analizeze căcatul și apare un băiat care zice că veniți aici că vi-l analizez eu și iau o lupă de aia și începe să... băi, ți-ai zis, e scris perfect, că zice că uite, am găsit niște bucăți de card bancar în căcat, știi? Și ăștia sunt, da, nu, not conclusive, amândoi am mâncat niște card bancar și după aia găsește niște wolf hair. Și ăștia din nou, na, not conclusive, there's a lot of wolf hair in our part. și la un moment dat apare ideea asta cu ok, let's go for the DNA testing. Și ăsta zice, păi dar nu, n-am cum să fac eu DNA testing, că I'm not a doctor. Și zice, you're not a doctor? No, I just wanted to look at some poop. Era un băiat care trecea pe acolo. Cred, o să-ți placă foarte mult. M-am uitat din nou la Oameni Buni, uitați-vă dacă aveți ocazia la glumea lui Louis C.K. cu iadul, când zice că aoleo, cu demonul, este mă, printre cred. Cele mai bune glume făcute vreodată cu demonul, că nu vrea să ajungă în iad, că în primul rând că I don't like new places, și după aceea că e nasul, zice, cât de organizat este iadul. Hai că te duci într-o cameră, te fute unul în cur 1000 de ani, după aia ești, don't fuck around in that room. Și după aceea, I don't recommend. Și după aceea, zice, dar dacă nu este organizat, că te duci acolo și stai pe hol și nu te bagă nimeni în seamă, și vine un diavol, suck my dick, and I'm start to suck his dick, după aceea își dă drumul și după aceea vine alt diavol, zice, de ce e sub pula lui ăla? Când mi-a zis să-i sug pula, nu trebuia să-i zis, just say no. Ăla umblă pe aici așa, până nu o să fie în iadul, nu poți să-și pula la toată lumea așa. Pace yourself. Bă, deci este fricuia, nu știu cum, freelance it in the hallway sau ceva. Păi dacă mi-a zis diavolul să-i sug pula, just say no. Doamne, este atât de bună gluma aia. Da, cele mai bune glume pe care a făcut el vreodată, ceea ce... E ceva, în pula mea. Bă, da. De la Louis C.K., da. Da, mă, dar omul este sâmbapice. De asta, nu știu, azi la un dat era într-un interviu Bill Burr și era un articol cu Bill Burr de New Louis C.K. Mm. Și zicea și Bill Burr, n-ai cu aia, nu, he's the king. Adică, la modul, chiar, nu știu, mi se pare Louis C.K. intră la genii, efectiv, mi se pare că e genii. Bă, având în vedere câte lucruri face, nota? Pe bune acum, adică, dacă era numai cu stand-up-ul, da, era discutabil. Cu Bill Burr, cu așa, dar având în vedere că scrie, regizează, joacă, da, că produce tot serialul ăla și a făcut și Horace and Pete, care e o altă, da, dimensiune de nu, omul e chiar... Foarte șmecher. Da. De el aproape că nu-mi permit să comentez. Trevor Noah track că meargă, dar Louis C.K. Mamă, nu știu cât de dubios se aude cam nasul înfundat. Se aude, da, puțin, dar nu... Câte ceasul? Cât avem? Bă, nu știu, nu cred că mai dar avem. Știu că avem un chef de podcast de minute. Bă, da, eu am și dormit. Da, eu m-am potolit. Ai văzut ce frumos, ai văzut ce mai, frumos mai a potolit, da. Mai potolit. Dar cred că ți-a fost și bine să, că l-ai pe Costel tot timpul și eu mă mai uit la podcast, adică mă mai uit la podcast. Și te văd când vrei să... Stai să spun și eu și nu te lasă niciodată. Așa cum mie îmi spui și eu te las. Ok, bine, nu să tac. Să știi, cu Costel călcăm mai greu așa, că ne înțelegem că... E... Asta trebuie să dăm stop, rec, acum știu dacă îi mai pasă cuiva. Da, sunt momente în care vreau să zic ceva și e pe flow, știi? Dar faza e că încercăm să nu ne călcăm. Și el e amuzant, Costel. Da, pe asta e. Vezi, aici e... Da. Lasă-mă ce eu am special, ia uite. Când îi dai drumul? Nu știu. Dar n-ai așa în plan nimic? Păi nu, că trebuie să filmăm weekendul ăsta și n-au fost... Intro ce și așa. A, intro? Da, și n-au fost băieți în București, trebuie să filmăm săptămâna viitoare și... I-am dat toate alea ce vreau să-mi apară. Cred că săptămâna asta o să fie gata, primul montaj. Mai fac niște alea, filmăm, ar trebui să fie gata. Eu vreau în martie, ți-am zis că fac 10 ani de stand-up. Mm-hmm. Și la unul martie oricând. Ce ani faci tu? Da, mă, că ți-am mai zis o dată, am vorbit chiar în podcastul trecut. De când m-am angajat la Deco.
Da, mi-am dat seama, dar nu ziceam de stand-up. Păi aia era glumă. Ziceam, a, da, de când, era vezi, glumă, de când trăiește din jurul stand-up-ului. Doamne, boi, ce mai cade pe jos stand-up-ul, ce mai cade din buzunar stand-up-ului. Deci oficial chiar nu-mi pasă de nimic din jurul meu, dacă am uitat ce-am făcut. Și acum la asta, podcast. Băi, asta mi se pare tot timpul incredibil, cât de dobitoc sunt și atât de self-centered. Ce, ok, îmi zici ceva și uiți, normal. Da. Ce mă omoară, și cred că am mai zis chestia asta, mă omoară când mă mir de două ori la aceeași chestie. Mai vorbesc cu Radu și mai spune câte o chestie și mă mir. Și zic, băi, ești de și bă, ți-am mai zis chestia asta, cum poți să te miri? Pentru că dacă te miri, implică că na, te șochează și trebuie să-ți rămână cumva. Da. Așa e informația, da, ok, problema. Dar eu chiar deci reușesc. Tu nu înregistrezi măcar lucruri șocante. Da, nu... și uite, asta acum mi se pare foarte bună că trăiești. Și convins că și atunci mi s-a părut ok. Da. Și n-am ținut o minte. Da, să știi că asta cu podcastul, eu chiar nu țin minte nimic. Deci eu la două ore după ce am tras podcast, nu mai știu ce am vorbit la podcast. Bă, dar vezi că a avut un băiat o idee foarte bună și acum vreau să o zic public că poate ne responsabilizăm și dacă o facem. Trebuie să redăm niște titluri la podcasturi, că doar dar după numere... Dar el zice, mă. Mi se pare că are în descriere, zice. Nu, lasă să-i scrie, trebuie să redăm titluri. Să zicem, uite, cum a fost ăla cu Andrei Ciobanu, că am vorbit de prosoape și de porno și prosoape, să știe oamenii să le găsească mai ușor. Da, să nu fie doar... Nu vreau să aud dar. I wanna get it done. Darurile sunt pentru Crăciun, Mocanu. Darurile sunt pentru pizde. Și astăzi e Dragobete. Am aflat acum un sfert 40 de minute. Vai, Doamne, aș dori să-i mulțumesc pe această cale soției mele, Melinda, pentru că este un om atât de minunat încât mă ține izolat de toate aceste drame și căcaturi. Gen Dragobeți și Valentine. Mă, da, adică să... Pun prosoape și la pume. Pui și tu 1, 2, 3, 7, 6 între show-uri. Deci între numărul, deci pui podcast numărul 78 bară prosoape și așa bară, da. Problema știi care este acum, mi-am dat seama. Problema cu Crăciunul, Valentine's Day, dragul meu. Asta și-a procesat un pic. Asta și m-am gândit. Problema cu... ele în sine sunt foarte mișto. Problema e că sunt pentru toată lumea în același timp, ceea ce și o face ce? Să fie stresant. Păi și cum vrei să lii rate? Aia zic, trebuie găsit un sistem prin care să fie, pentru că problema cu Crăciunul e de cumpărat cadouri și aglomerația aia și normal trebuie să o faci cu o lună înainte, dar e complicat, bla, bla, bla. Și la fel și cu Valentine's Day, pentru că e ziua asta care toată lumea... Știi la ce mă gândesc? S-ar putea să aibă o idee bună cu Hanuka aia care durează 10 zile sau 8 zile sau cât durează. Ar fi, spread it out. Da, ar fi tare să fie Valentine's Week. Da. Și în săptămâna atunci, aia, exact, nu e ceva, seara aia în care toată lumea pune cel mai mari prețuri și la mâncare și la restaurant. Și vrei să-mi spui că nu ar fi bărbați care ar duce în fiecare zi câte ceva ca să fie interesant și peste 10 ani da, ar trebui în fiecare zi a Valentine's lor, Week să duci. Mă, nu, ai Valentine's Week. Da, mă, să știi că acolo în orice zi de aia sărbătorești, ca să nu mai fie... În perioada aia trebuie să faci ceva, dar nu o zi, asta este. Da, să concentrează... Deci cu cât faci mai mare o de-asta, oamenii care vând lucruri o să găsească cumva să te păcălească să cumpere mai mult și să fie eterna victimă. Cum a explodat 1 martie în 8 martie. S-au dus, n-am mai suportat 1 martie. Da, mă, dar sunt două... Nu e așa, că... Normal, că e altceva, știu. Întâi a fost o martie cu... Întâi a fost o martie. Da, acum e săptămâna femei, da. Crăciunul are 3 zile. Păi da, dar asta... Are o zi și două zile vitrege. Asta o să devină la toate alea, știi? Că nu prea ai două scuze. Da. E... Bă, ăsta când apare luni, nu? Da. Păi am să încerc și o să mai promovez pe ultima 100 de metri. Hai, bagă. Păi am la Timișoara pe... Faci la Aia Mare? Aia Mare, Filarmonica de Timișoara. Și după aia pe 28 am la Rad, la Flex. Și pe 1 am la Reșița. Dacă nu mănânc căcat. Așa. Cred că nu știu exact nu care... Nu mi se face rău. Cred că așa e. Da, cred că e 1 Rad și după aia Reșița. Dacă nu, în orice caz, e una sau altă. Dar... Noi avem în seara asta... La azi luni.
Da. Avem în seara asta la Cluj și mâine la Târgu Mureș. Cu comedianți pe drumul, cu Costel, care o să vină cu Chakra Blană. Săracu. De ce, mă? Aoleo. Bă, tu chiar crezi că nu-i place deloc acolo? Nu am și am vagă idee, dar sunt convins că nu-i face bine. De ce? Așa, că nu-i face bine pentru tine. Da. Că tot vorbeam cât de egoist ești. Că nu, nu cu chestia asta nu sunt deloc. Cu retreat-urile astea și cu căcaturi. Bă, eram convins că nu ești deloc, dar tu chiar ești convins că nu o să vin așa mai relaxat și mai... Nu, de fapt... Dar Costel e stresat? Adică să te relaxezi din ce? Bă, până la urmă ei n-au plecat cu copii acolo, nu? Da, asta e, că n-au plecat cu copii. Adică până la urmă sunt 10 zile fără copii. Măcar adică somn. Adică s-au certat între ei sigur că n-aveau pe cine să certe. Ba nu, mă, nu e de-aia de... Nici chiar în halul ăla. Hai să spun părerea unui om care a trecut prin chestia asta de meditație. Și dacă nu o faci... Nu, e pentru tine. Așa. Dacă nu o faci tot timpul și trăiești în lumea aia și ești așa, nu-i bună. Adică? Uite-te la el. Da. Uite-te la mine, da. Adică dacă faci chestia asta, eu am trecut prin meditație până a fi un om mai bun, până nu știu ce. Am trecut dacă... până a fi unul mai bun. Nu mai sunt unul mai bun. Păi nu mai sunt. Very overrated. Very overrated. Liniștit. Mai așa. Pace. O să râzi. O să râzi. Da? Asta cu un om mai bun. It's cut up. Not pimpin. Nu e vorba dacă deci ai trecut pot Petru. Să fiu. Nu dacă vreau să fiu. Că e foarte mișto să fiu un om bun și să fiu bine cu toată lumea și să fii așa. Dacă nu ești tot timpul și te ții tot timpul de chestiile astea de meditație, de a-ți face ritualurile alea, nu e bine pe termen lung, pentru că... Stai mă puțin, că vorbești prea încet și n-ai microfon. Așa. Deci? Pentru că înțelegi niște chestii, că... fac o paralel, cu fumatul. Am citit cartea cu Să mă las de fumat, da. Corect? Și am înțeles de ce e nașpa fumatul și de ce ne face rău. După care m-am lăsat de fumat, după care m-am apucat de fumat la un moment dat, am avut momente. Și nu mai puteam să fumez pentru că știam... Când face rău, adică eram conștient, am înțeles ce-i fumatul, înțeleg ca lumea că e o minciună, că e o prostie, că pula mea. Și atunci când dacă m-am apucat de fumat, a fost oribil pentru că fumam și știam că e nașpa. Și paralela este așa că e și cu după asta, ce s-a lăsat de a fi când... un om bun, încerca să fie un om bun și știa, dar că, știa că e o prostie, da. Trebuia să fie un om bun din când în când. Adică... Care e paralela, Alex? Asta în capul meu este, dar uneori încep să iei idei și... Ce nu știi, nu-ți face rău. Asta. Asta. Sau cu cât știi mai mult, cu atât devii mai prost. E ideea că într-un moment eu știu că ar trebui să fiu într-un fel și nu sunt, că nu pot să fiu în mine. Îmi fac gânduri și căcaturi. Hai să ne întoarcem cu gândul la Costel. Hai să ne oprim. Costel, eu ți-am zis, sunt convins că s-a relaxat acolo. Sunt convins că muistul ăla o să se întoarcă cu o oră 50 de material. Pentru că sunt sigur că a făcut material și despre meditație și despre revelațiile pe care le-a avut în meditație și despre cum s-a căcat după ce a avut revelații și despre o capră pe care a văzut-o. Sunt convins că a scris 30 de minute despre o capră pe care a văzut-o acolo lângă Cluj Bundeal. Și deci eu cred că după ce se întoarce Costel de la retreat, o să trebuiască să mergem noi într-un retreat ca să ne vindecăm invidia pe care ne-o provoacă cât material a scris Costel la retreat. Bă, da. Mergem viola la retreat. Da, mergem la un retreat, da, frumos. Mergem un undeva unde se face și grătar cu mașina. Bă, asta de făcut ar trebui. Da, am zis de atâtea. Noi, bă, da. Nu mai zicem pentru că nu o să facem. Organizez să eu. Să mergem team building și dacă organizez eu. Organizez. Mamă, dacă m-ai dat-o ca la Han, ai dat-o pe asta, dacă organizez eu. Știi că nu s-au făcut lucruri și când m-am apucat și le-am dat, fă-o, Alexandru! Deci astăzi am fost Costel, dar am luat de la Costel că nu pot să mă exprim, dar n-am luat și Fanny. Da. Nu poți să iei Fanny de la Costel. Diana, fata care e hostess. Oh my God! Taică-sui din Vaslui și maică-sa din Caracal? Wow! Da. Și a trăit până la 7 ani în Vaslui, într-un sat din Vaslui. Da, vezi ce om ok e? Da, ne-a zis că tu dacă o dai de gard, ai o scuză. Are da. Două scuze. Da, are două scuze. Mamă, cred că așa. Bă, deci fă team building. Fă chestia asta de team building și gata, mergem în team building. Și fii tu, Alexandru. E o nouă generație, frate. Fii tu. Niciodată nu e de
E o altă lume. Îndrăznește. Tău. Bea cola. Așa era, exact. Așa trebuie să ajung. Îndrăznește să bei cola. Știm că îți face rău, dar îndrăznește. Învinge ficatul. Acum că am terminat. Suntem pe care era mișto să terminăm pe asta cu cola. Da, putem să terminăm pe asta. Poți să tai acum, vreau doar să zic ceva. Care păi, dacă vrei să tăiem, să încercăm. Să depui cola. Cola e categorie. Să facem, da, chiar. Să facem vara când nu sunt show-uri, un din ăsta cu între show-uri, turneu gen. Între sezoane. Între sezoane. Băi, dar să știi, dar mie mi-e și târșe. Eu n-aș lăsa asta în podcast, deci probabil că o lăsăm, că nu prea tem. N-aș lăsa asta în podcast pentru că s-ar putea să se... De-aia am întrebat dacă terminăm. Să se... să le placă la oameni ideea și să le fută după aia la cap să o facem. Dar să știi că am putea să facem în vară o caravană între show-uri, să ne plimbăm cu podcastul în țară. În mașină facem... Acai și o șatră. Da. În mașină facem, înregistrăm de-astea pe care comediați le punem... Comediați pe drum, între drumuri. Comediați între show-uri. Nu, mă, comedianți între drumuri. Între drumuri, da. Când comedianți între show-uri. Da, mă. Pe drumuri, între show-uri. Pe drum înregistrați voi comedianți. Ne oprim, facem podcast, mergem, mai înregistrați așa. Păi, faci, trebuie să începi și tu un podcast repede ca să ai și tu ce face. Da. Pe drum. Da, o să începem. Ia, fă, bagă-ți pe ăla și fă-ți podcastul tău. Și e invitat. Hai să fumăm țigări. Ai show, ai show în Iași. Hai să fumăm țigări, de aia de fac rău. Da. N-am citit încă cartea.